Haideți să aflăm și datele din trafic. Dan Boanță ni le aduce chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela, bună dimineața tuturor. Ceață avem în această dimineață pe mai multe drumuri din țară, unde anume îți spun imediat. DN1 a fost ieri, sau circulația de pe DN1, mai bine spus, a fost încurcată și asta din cauza unui transportat gabaritic. Vedem și aceste lucruri, dar și multe altele imediat. Te ascultăm, Dan. Așadar, ceață întâlnim, așa cum vă spuneam, la această oră pe șosele județelor Vâlcea, Sălaj, Arad, Cluj, Satu Mare, Bacău, Botoșan și Brăila, iar pe autostrada A1 București-Pitești se merge mai greu între kilometrii 64 și 120, tot din cauza ceții, vizibilitatea scăzând la aproximativ 40 de metri. Și astăzi pe DN7, în județul Vâlcea, pe Valea Oltului, între Călimănești și Brezoi, rămân în vigoare restricțiile de circulație la kilometrul 207, iar în zona Chirile-Sibiu, în județul Buzău, și de asemenea pe DN66, între Târgu Jiu și Petroșani, acolo se circulă îngreunat din cauza unor lucrări. Acea situație o întâlnim dacă vă deplasați și pe centura capitalei, în dreptul localității Chitila, și pentru că am amintit de centura Bucureștiului, vă spun că și la intersecția cu șoseaua principală către Domnești, mai ales la primele ore, se formează cozi foarte mari de mașini. Șoferii care trec zilnic pe acolo spun că un echipaj de la rutier ar putea face minune, așadar aviz amatorilor. Un transport agabaritic a dat ieri peste cap traficul rutier pe DN1. Trei autotrenuri încărcate cu cilindri imenși de 10 de tone au avut nevoie de mai mult decât o bandă de circulație pentru a înainta. Și cum mastodonții nu se deplasau decât cu maximum 40 de km la oră, ponoasele le-au tras șoferii aflați în trafic. S-a mers restricționat pe anumite porțiuni pentru că transportul să se desfășoare în condiții cât mai sigure. Abia spre seară, după ce mastodonții au ajuns la Reghin, punctul terminus al călătoriei, circulația a revenit la normal.